Bine ați venit, dragii mei Scorpioni, la citirea voastră pentru săptămâna 20-26 iunie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți aici. În primul rând, din punct de vedere astrologic, e o săptămână bună în care puteți să vă apucați să studiați ceva, să clarificați ceva, puteți să apelați la o persoană importantă și unii scorpioni chiar e posibil să se gândească serios să iau vacanță, să călătorească undeva departe, să se relocheze iarăși și vedeți că e o săptămână bună pentru voi, fapt o perioadă bună în care puteți să încheiați ceva ce ține de o moștenire, de niște bani, de o casă, ceva reușiți voi să rezolvați aici, asta vă ajută enorm, enorm de mult. Ceva ce ați mai vrut voi să rezolvați, dar acum poate puteți să o faceți mult mai matur, dar mult mai bine, de ce nu? De asemenea, în prima parte a săptămânii 20-21 iunie, scorpionii sunt mult mai conectați pe relația pe care o au cu un copil Pe un proiect, sunteți mult mai dispuși să vă distrați, să vă simțiți bine Cam mai apoi, 22-23 iunie, iarăși mergeți la muncă sau ar fi bine să fiți puțin atenți pe zona sănătății Și de asemenea, pe 24-25, vedeți că puteți să încheiați ceva într-un mod surpriză ceva ce ține de o relocare, de, știu eu, chiar să aveți parte de o surpriză. Total neașteptată, dar e ceva de destin. Și puteți să încheiați ceva într-un mod extrem de favorabil pentru voi. Să vă mutați, să vă relocați, să încheiați ceva, nu știu, o moștenire. Că e ceva ce ține și de casa voastră din ce văd eu. De familia voastră. Poate nu e ceva extrem de benefic în primă instanță, dar e de bine pentru voi. Adică norocul e la voi, pe casa banilor mulți, nu pe principala sursă de venit. Da? Așa că nu știu ce faceți, dar acum e momentul vostru. Hai să vedem. Mesajul pentru scorpion este să înlăturați orice nesiguranță din viața voastră. Cine știe acum, unii scorpioni pot cunoaște o persoană importantă care, cine știe, să vă ajute în ascensiunea voastră socioprofesională. Puteți să avansați, puteți să găsiți o soluție și, iarăși, vedeți că printr-un bărbat care are niște studii înalte, sau printr-un bărbat care. Uh, nu știu, colaborează cu voi, e cineva care este specialist în un anumit domeniu, iarăși, cine știe. Iar, nu știu, scorpionii care au niște examene în această săptămână uh, sau în această perioadă, până pe la sfârșit de iulie, dar începând cu această săptămână, vedeți că puteți să aveți succes, dar trebuie să înlăturați orice siguranță. Adică problemele de, de acasă le lăsați acasă și vă ocupați de ce trebuie să vă ocupați, pentru că altfel Uh, Lili de acolo nu știu cât de mult vă ajută. Da? Hai să vedem și niște mesaje. Trei mesaje. Hai să mai iau câte. Nu, așa simt. Cam multe deja, dar asta este. Mesajul este aici. Natură. Deci, dragi scorpioni, Faceți inventarul, vedeți pe unde vă aflați și dacă puteți să mai stați puțin așa în natură, știu eu, într-un parc, când veniți de la muncă sau un aer liber la o cafea, e ok. Apoi aveți luna mai, da, numărul 5, care este numărul schimbărilor și o puternică legătură cu Zodia Taur sau cu Zodia Gemei. Uh, un alt mesaj pentru voi este te vorbește cineva de bine. Deci aveți foarte multă susținere primiți un răspuns pozitiv. Apoi aveți mesajul piedici cu inițiala P pentru voi. Apoi tehnologie, autenticitate cu zodia vărsător. Deci, dragi scorpion, nu știu, sau poate vreți să vă schimbați ceva în casă, nu știu, v-ați săturat, vreți să vă faceți casa mai modernă, să aruncați lucruri vechi, să lăsați doar ce vă trebuie, a da, depinde cum toți scorpionii acum se mută și schimbă casa sau eu știu se despart sau se căsătoresc alții, da, depinde. Apoi aveți septembrie o legătură cu zodia fecioară sau zodia balanță cu mesajul companie plăcută numărul 9. deci poate fi o întâlnire sau o revedere o negociere, dar care se petrece într-un loc mai ascuns sau care se petrece într-un mod. Total diferit față de cum v-ați fi așteptat, voi păi vă dați seama că luna atunci face conjuncție și cu uranus și cu nodul nord, deci despre ce vorbim. E un moment bun pentru voi, chiar foarte, foarte bun. În care vedeți că puteți să negociați, puteți să puneți problema în așa fel încât să vă fie vouă favorabil, dar dacă nu o faceți acum. Uf, uf, nu știu cum o să fie mai încolo, da? Apoi aveți mesajul un nou început. Dimineața și pe mine să știți că mă mănâncă palma stângă și asta înseamnă bani pe care îi primiți. Cred că trebuie să-mi intre salariu, dacă nu mă înșel, de la locul meu de muncă. Deci, uh, dar e bine și pentru voi să știți că nu degeaba se întâmplă ce se întâmplă, nimic nu e uh, așa doar să fie în lumea asta. Totul are un sens. Deci, dragi scorpioni, ce să vă spun, o săptămână bună pentru voi până acum, în care reușiți să depășiți niște piedici, dar printr-un mod diferit de a acționa. Hai să vedem mai departe. Relația dintre tine și o anumită persoană, sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Foarte bine! Situația 10 de băte cu mesajul responsabilitate. Ce gândiți voi? Regele de cupe, și anume înțelegere. În inima voastră, trei de spade, o dezamăgire, pe de o parte, stați că vedem. Că e vorba de un final și un final niciodată nu e bine văzut. Apoi, la baza manifestărilor voastre, doi de bâte, viziune, în exterior, pajul de spade, multă curiozitate sau mult spionaj. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șapte de băte? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți șapte de cupe cu mesajul posibilității? Energia generală pentru Scorpion, regele de monede. Bun, regele banilor. Dragi Scorpioni, reușiți să încheiați ceva în această săptămână. O să fie dificil pentru unii în sensul că aveți multe drumuri de făcut, trebuie să vă interesați în toate părțile de toate posibilitățile, rezolvați ceva, dar încă mai aveți așteptat. Iar alții nu știu, poate nu sunteți deschiși la această schimbare, cu toate că scorpionii. Pă, sunt îndrăgostiți de ideea aceasta de schimbări. Am spus că și eu am marcaj puternic pe scorpion, chiar nodul nord se îmbrățișează cu Pluto pentru cei care cunoașteți. Deci e super. Mai e și Jupiter acolo. Și Vertexul e toată lumea. Deci, dragi scorpioni, eu vă înțeleg perfect. Că uneori nu sunteți voi deschiși la schimbări, dar acum e momentul să vă eliberați dintr-o situație toxică. Tot ați stat, ați așteptat. E cu victorie pentru voi. Iar dacă discutăm de o casă, de o mașină, de ceva palpabil, E ceva bun. Alți scorpioni, ca și cum nu mai pot, la locul de muncă sau într-o situație cu o persoană care, în mintea voastră, este bătută în cap. Da? Este o persoană foarte încăpățânată. Cel puțin așa considerați voi. O persoană care se mișcă greu, o persoană care este mai tradiționalistă din fire, poate avea un aspect fizic ușor, uh, neapărat neîngrijit, cât un aspect fizic din acesta mai. Uh, știu eu mai rural ca să spun așa, adică o persoană care că ea împrepașă atât de mult cum se îmbracă, ia lucrurile așa încet și sigur e și voi ați obosit ați obosit Să un final ce ține de o persoană care se ocupă cu planul fizic poate avea legătură cu zon, cu zona locului de muncă, eu nu spun nu pot fi multe activități acolo, dar ideea este că voi deja luați decizia. În mintea voastră, regele de cupe, care îmi spune mie că scorpionii dau dovadă de foarte multă înțelepciune din punct de vedere emoțional în această săptămână. Și unii puteți să rezolvați ceva ce ține de zona medicală, de creativitate, de trecut. O persoană din familie și eu, un frate, o rudă, iubitul, în fapt, iubitul, soțul, nu știu. Mai multe urădă mă rog mai mult discutăm de o rudă de sânge aici, dar poate fi și o relație vechi, da? care acum are ocazia să se finalizeze. Vedeți că e o săptămână în care o să aveți tendința să faceți tot felul de acte de caritate pentru toată lumea. Mai gândiți-vă puțin și la voi. Pentru că în inima voastră aveți trei de spade care vine cu o dezamăgire pe de-o Ori o decizie pe care voi o luați și care presupune să vă călcați pe inimă, ori e cineva care ia așa o atitudine mai fermă decât e cazul, profită de liniștea de care dați dovadă, profită de această stare de blocaj în care vă aflați și vă poate face să vă simțiți puțin neîndreptățiți. La baza manifestărilor voastre, doi de băte. Ori aveți voi niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat, ori alți scorpioni, e ca și cum v-am spus, rezolvați ceva, dar parcă e în așteptare, parcă trebuie să mai așteptați puțin sau dacă știți că nu e de așteptat deloc, atunci ce să vă spun, ați așteptat mult și acum se rezolvă în alte cazuri. Sunteți puși pe gânduri, nu știu, vă planificați o călătorie în străinătate, vă planificați să faceți niște cursuri, să studiați ceva. Apoi, pajul de spade în exteriorul vostru care, dragi scorpioni, vine cu ideea aceasta de curiozitate. Deci cineva este cu ochii pe voi, cineva vrea să știe foarte multe lucruri. Atrageți atenția unei persoane sau cineva se informează în legătură cu o problemă din punct de vedere profesional sau o problemă oficială și ca și cum găsește mai multe variante, dar decizia tot la voi stă. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți șapte de băte? Cineva este foarte încântat sau foarte încântată de o decizie pe care o luați sau de acest final. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că mai este cineva care o să se revolte puțin în privința acestei decizii. Poate aveți parte de o persoană ușor geloasă, în unele cazuri, poate ușor posesivă. Apoi, șapte de cupe ce simt ce, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, și aici discutăm despre cineva care își face tot felul de iluzii în privința voastră sau caută tot felul de soluții. Dar, repet, decizia este fix la voi. Adică din exterior va apar tot felul de oportunități pentru un loc de muncă, pentru niște proiecte, nu știu, din partea unei persoane, dragi vouă, dar, dragi scorpioni, ideea este aici că trebuie să lăsați lucrurile încet și sigur. Și să acceptați acest final, că e ceva bun pentru voi, adică e ceva serios, e ceva stabil, în sfârșit se încheie ceva anume puteți să înlăturați orice nesiguranță. Bun, dragi scorpioni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din acest an 2022 și pentru citirile care apar în fiecare sezon. Pentru toate zodiile, repet. Așa că, dragi scorpioni, vă aștept cu drag în comunitate, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă în care să reușiți să finalizați ceva ce vă doriți voi mult. V-am pupat!